了。Melissa, ia nu uite-te, cine este la poartă? Da, imediat! Nu văd pe nimeni! Dar stai, cineva e lângă poștă! Probabil că este poștașul! Oh, mă duc să văd ce a adus! Nu te vedea să mergea! Ai slatră! Probabil a venit poștașul! Azi? Eu niciodată nu luat la poștașul nostru! Stai că mă duc eu să verific! Bine, tati! Ce-i azi? Cine a fost? Ca de obicei, nu-i nimeni! Ia să verific poșta! Oho! Tocmai 5! Aici a zis... Mami! Matei! Mircea! Melissa! Da! Stai că e a mea! Ce e acolo? Ce ai dat pentru noi? Ia priviți! Toți avem câte o scrisoare! Oho! Am o foaie de culoare verde, galbenă, roșie, apă. Și eu, doar că e albastră. Se aude telefonul, cineva ne sună. Cineva sună foarte insistent. Tati, pe tine. Cine-i mami? Nu știu. Familia Milimi să nu reușească? Dacă trebuie, facem și 48, nu doar 24 de ore. Iarăși un challenge! Într-o culoare și la bucătărie. Ușor! Ce te-ai revoltat așa, tati? Cineva crede că noi nu vom reuși să petrecem 24 de ore la bucătărie într-o singură culoare. Apropo, avem doar 3 minute pentru pregătire. Și în ce culoare? Culorile sunt în plicurile pe care le-am primit. Atunci hai să ne grăbim, ce mai stăm? Eu deja am plecat. Trebuie să ne luăm haine. Așa. Haine? Verde. Nu, dar știi că eu deja am blugi albaștri. Da? Ho, hanorac verde om! Iar eu mi-am găsit tricou. Ia privește, chiar și eu mirajul este albastru. Iar eu am pantaloni. Este? Eu am mai multe haine roșii. Cum voi lua acest training? Cămașă? Nu. Mai bine îmi iau un pulover. Dacă și te iau, Super, Matei, dar eu caut blugi și nu găsesc. O, am și șosete albastre. Am chiar și chiloți verzi. Dacă vrei, poți să-i împrumut. Aha, mulțumesc. Am eu, ține-ți acolo. Am șosete. Iar eu am găsit pantalonii. Acum trebuie să mă gândesc ce să iau cu mine, pentru că vom sta acolo tocmai 48 de ore. O, plapumă! Pernă! Să le iau pe toate! Noi deja ne-am pregătit! Du-te repede! Dar tot de ce cu plapumă? Păi vom sta acolo 2 zile! Am uitat! Hai cu mine, Matei! Mă duc în baie să-mi iau trusa de machiaj. Ho, aici erai. Oh, pijama mea este galbenă. Să-mi iau și un prosop galben. Oh,
una cu albastră. Ce să mai iau? Ei, Matei, de ce arată această geantă? E neagră! Apece! De fapt, ai dreptate! Proiectorul este alb! Hai că te ajut eu să-l duci! Hai! Mai avem încă 2 minute! Trebuie să mai grăbim, să ne grăbim, să mai alegem ceva! Încă 2 minute? Atunci mai reușesc să iau ceva! Deocamdată o pun aici! Nu ne punem aici pe noastre? Așa! Păi de ce? Hai, Matei! Să luăm și niște jocuri! O, niște mingi de tenis! Tot galbene! O, a! Să-mi caut ceva cosmetică! Un ruj, un joc pentru unghii, acest parfum care tot este roz! Azi nici n-am reușit să fac un duș! Să-mi spăl măcar capul! Să-mi iau șamponul! Aha, este albastru! Oh, și prosopul la fel albastru! Pieptene? E pentru fete! Unde e roi? Nu! Nu trebuie asta, nici asta! Oh, verde! Am plapumă! Oh, hai, grăbiți-vă, băieți! Bine, oh, mamă! O să-mi iau plapuma, asta e portocalie! Știu că Mircea are o pernă albastră! Este! Tati, unde ești? Te-am repede, că se scurge timpul! Vine imediat! Au rămas doar câteva secunde! Să-mi iau peruța de tine! Să ne grăbim! Ce să mai iau, ce să mai iau? Să punem și plapuma, pentru că au rămas câteva secunde! Hai, tati, mai repede! Să ne repun pe așa aici? Și ce să mai iau? Ce mai trebuie să mai iau pentru 48 de ore în bucătărie? Și tricoarea voastră! Eu voi lua pirea electrică a lui Matei și peruța mea! Prosopul! O, petelită, apă! O, și niște jocuri! Aveți dreptate, băieți! Eu voi lua o carte! Roșie! Da, stai că am o idee! Să văd ce va fi! Așa, plapumă, ștergar, nu trebuie, plapumă, pielă, cosmetică, iar mami, la fel, plapumă! Eu mi-am luat apă de gură verde! Și ce aici? Ei, nicio idee nouă! Gata! Timpul a expirat! Cum a expirat timpul că trebuie să-mi iau și să-mi mai iau? Tati, dacă vrei să ieși, ieși! Dar ai pierdut challenge-ul! Da, dar voi v-ați luat mai multe decât mine! Și mâncare n-am luat de fel! Ce fel de mâncare, tati? Toată mâncarea este aici! Doar suntem la bucătărie! Într-adevăr! Atunci nu mai am nevoie de nimic! Dar nu uita că și mâncarea trebuie să fie tot de culoarea ta! Adică albastră? Da! Bine, atunci să înceapă amenajarea bucătăriei noastre! Eu îmi fac patul, dar îl amenajez, uite aici! Așa... Și am să dorm. Perfect! Yep. Ia să încerc! Să-mi pun și pierna aici. Super! Știi ce? Ia să încerc și eu! Hai, Mircea! Ce problemă? Tu ești culoarea galbenă! Pentru că nu mi-am luat o pernuță, o să mi-l fac chiar acum! Dar eu, Mircea, mi-am luat și e pierna ta chiar! Wow! Apropo, Mircea! Îți dau o idee! Ia privește câte pierne ai galbene aici! Portocalii! La fel e nuanța ta! Chiar! Îmi voi face un dormitor adevărat! Ta-da! Și moale! Știi ce? Hai nu te întinde prea tare ca să încăpem noi toți!
să-mi iau pirna, plapuma și... Oho! Voi face un pat super! Știți ce? Noi toți ne-am gândit doar la noi, dar Matei era rămas fără plapumă. Nimeni nu i-a spus să-și ia și el ceva măcar. Deși în casă sunt foarte multe plapume albe. Așa e tot, de ce ne facem cu el? Dar plapuma mea are două culori! Wow! Și ce vrei să zici? Aici va dormi Matei! Hai Matei, pune și perna aici! Aici? Bravo! Wow, Matei! Cea mai bună pernă ai! Cum e acolo? Bine! Cald? Bravo! Și-a rămas rândul eu? Și da. Unde mă pun? Hai că încerc aici! Îmi fac patul lângă voi? Desigur! Chiar acum vin la voi! Oh, este? Ia uite, și mami! Mami, dar pierna ai? Mami, dar eu îți dau ție o propunere! Să-ți pui trusa ta de machiaj sub cap! Moare! E o idee bună, dar pentru altă dată! Acum, voi sta fără pierna! Sau, uite câte pierne avem noi aici în salon! Doar să întrebăm abonații, am voie să iau această culoare? E, dar cum ai să ajungi tu până acolo? În primul rând, nu se știe că este un turcoaz și ori e bate în albastru sau bate în verde. Și plus aceasta, va trebui să calci pe podeaua de acolo. Și tu foarte bine știi că nu ai voie să părăsești bucătăria. Bine zici, Mircea, trebuie să delimităm linia, zona. Cum adică? Cum? Cu această bandă adezivă o lipim chiar la margină și cine va trece peste ea pierde challenge-ul. Iată, până aici. Iată așa. Totuși tu mă ajuți sau nu mă ajuți să iau o piernă de acolo? Dar cum vrei să te ajut? Să mă duc eu să o duc de acolo pierna, să calc și să ies din challenge? Nu, dă mâna! Poftim? Și? Și ține-te bine? Eu să mă simt bine. Că ai de ținut o greutate. Hai! Îți amintești de challenge-ul nostru cu cercul? Și dacă o las? Nu! Stai că nu Mircea, hai să ne ajuți! Matei, ajută-ne! Nu ajung, Matei! Hai, mami, hai! Țineți-vă bine! Opa, 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 încă puțin! Mami, fii atent, îți nu cazi! Tati, nu pot! Ajungi? Dă să schimbăm mâna! Păi tragi poate mai încoace, mami! Stai să schimb mâna! Este... Gata! Ești salvată! Dar eu, fiind responsabil de culoarea albastră, aprob și îți spun că pierna aceasta are multă nuanță verde! Și mami este cu pierna! Mulțumim echipei pentru ajutor! Într-adevăr, am și eu piernă! Ia să văd cum e aici la voi! Super! Perfect? Da! Matei, și tău, aici! Hai, Matei, vină încoace! Dar nu e timp acum de culcare! Trebuie să începem cu rutina noastră de dimineață! Iată, eu, în primul rând, trebuie să mă scald, să fac o baie. Baie? Unde e bucătărie, tati? Privește aici. Robinetul este pe loc. Tragem și facem dușul. Așa, hă? Numai nu zic că vrei să faci duș aici în bucătărie, să faci apă pe jos. Dar altă soluție nu am. Priviți la capul meu, am un păr foarte murdar. Dar de ce mă priviți? Nu aveți de treabă? Hai, căutați de lucru! Căutați de lucru! Taci că are și poziție pentru duș. Hai că vine caldă. Da, ai nevoie de ajutor, tati? Mă descurc eu și singur. Un pic de șampon. Fiți atenți la fiecare nuanță albastră!
Da, tati, tu chiar ai intrat în rol. Îți faci toate treburile aici în bucătărie. Vezi, să dezinfectezi după asta chiuveta, că avem de gătit bucate acolo. Mami, hai nu-i dai idei. Chiar își va face toate treburile aici, dar noi trebuie să și mâncăm. Așa. Eu gata. Să mă șterg? Dar acesta este prosopul pentru saună, nu pentru cap. Șterge-te cu ce ți-ai luat. Da, dar la saună ții așa, la fund. Dar pieptene? Era în baie sus un pieptene albastru. Cine a spus că e pentru fete? Mircea, nu ai unul cumva? Albastru? De unde? Că nici galben nu am. Stai! Cu o furculiță! Eu cred că el glumește. Glumește? E albastră? E albastră. Seamănă cu pieptene? Seamănă. Face treabă. Face. Ok. A ce va fi furculița cu care vei mânca tu? Dar stați că nu mă văd. Oglindă nu am. A? Perfect. Așa. Așa. Și așa. Tati, tu cum te comporți în acest challenge? Zici că poți trăi doar la bucătărie. Eu zic că se descurcă destul de bine și merită un like. Uite că tati a luat-o deja înainte. Ia să mă spăl și eu pe dinți. Dar nu e albă, e roșie. Înseamnă că o folosesc astăzi eu. Și plus la toate, periuța mea într-adevăr e roșie. Melissa, dar cu asta de dinți ți-ai luat-o? Opa, am uitat. Hai, spală-te! Dar eu în genere am uitat de periuța mea de dinți. Acum cum o fac? Tati, nu ești unicul și eu la fel am uitat. Mă voi plăti cu apă de cură și atât. Păi verde? Și era și albastră acolo. Ce-am luat? Eu am. N-am luat. Măcar doar cu apă și tot înainte. Melissa, hai, mai ai încă mult, că vreau măcar să mă spăl pe față. Poftim! Hai că nu-i atât de rău, e bine. Dar tu, Matei, nu ai de gând să-ți faci toaleta de dimineață? Hai, fuguliță! Hai, Matei, îți împrumut scaunul meu! Poftim! Ia să vedem, ajungi? Vai, așa răsuflecăm mâinicile? Bine că mi-am luat și prosopul! Dar tu vreodată ți-ai spălat capul, mâinile sau chiar picioarele în bucătărie? Cum ce spiri, Matei? Tu tot așa ai făcut? Mie îmi pare că toți copiii așa se spală, mai ales dacă apa este rece. Da, Mircea, te-ai spălat vreodată așa? Nu mă spăl, dar fac așa. De câte ori? Și Melissa? Doar așa. Matei, stop! Este galben! Adi! Ce vreau să facă? Ha! Iată ce șmeche este! Bravo, Matei! Dar stați că mai am o idee! Ce-i scos, oule? Vrei să pregătești micul dejun? Micul dejun mai rabdă! Un joc! Ca să treacă timpul mai ușor! Aici am 12 ouă! Ia priviți! Toate sunt fierte și doar unul este crud. Mâncăm ouă fierte? Iar la mâncare te gândești. Nu, Melissa, lua fiecare câte un ou și l-am spart de cap. La cine nimerește oul crud, acela a ieșit din joc, a pierdut jocul. Dar asta în vlogul următor, doar dacă voi doriți.
sigur, exprimat printr-un like. Așteptăm like-urile voastre. Să continuăm. Și comentarii. Și să apeși pe clopoțel. Să fii conectat la fiecare videoclip al nostru. Din familia Melimi. Deci, cele 20.000 de like-uri și partea a doua vine imediat.